A trecut campania și apar deja câteva amănunte din culisele legate de gestionarea unor obiective prezentate ca realizări ale unor candidați. De exemplu, ne aducem aminte de momentul inaugurării maternității de ziua copilului, atunci când s-a tăiat panglica la cea mai mare unitate de profil din țară. Chiar din ziua respectivă se știa că obiectivul nu era funcțional. A doua zi după inaugurare, buzoienii erau invitați să viziteze noua maternitate și să vadă dotările medicale de la primele două etaje, căci de la celelalte două nu era cazul, din simplul motiv că nu existau. Surse din Consiliul Județean au precizat că, exceptând un bloc operator, restul aparaturii medicale și paturile aferente au fost închiriate pentru a fi ocupate saloanele și sălile în ziua inaugurării. Acelea surse ne-au precizat că dotările de ultimă oră au fost închiriate de la o firmă din Focșani pentru 600 de milioane de lei vechi pe lună. Dincolo de aceste aspecte, se impune un inventar serios la acest obiectiv important pentru buzoieni, dar și o analiză a stadiului lucrărilor, astfel încât să cunoaștem totuși când va putea deveni funcțională noua maternitate, clădire ridicată la inițiativa fostului președinte al Consiliului Județean, Victor Mocanu.